mi-am zis așa. După atâtea decenii, că trecuseră câteva bune decenii de comunism, în care ne-au fost distruși oameni și instituții. Nu mai aveam profesori, în sensul înalt al cuvântului. Nu mai aveam juriști. Nu mai aveam deloc preoți care să-i sfătuiască pe oameni. Cine mai rămăsese? Nu mai rămăsese nimeni. Unii muriseră în închisori, alții în închisori fuseseră înfricoșați teribil, încât chiar dacă au supraviețuit închisorile și au ieșit, nu deschideau gura și nu acționau. Asta a fost o caracteristică a tuturor foștilor deținuți politici. Nu au mișcat în front.